Să vorbim cu tanti asta. Ia să vedem. Bună ziua, doamnă dragă. Oare am greșit drumul? Nu mai știu, am mai fost odată aici. Nu, vreau să merg la Ciprian și Nicoleta. Îți mai în drum. Dar pe aici ai bine? Da, aici da, nu, bun, că eu... A, așa, bun, mulțumesc frumos. Sănătate. Da, Doamne ajută. Pacient, întrebați la casă. Da, 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 mulțumesc, mulțumesc. Deci am luat-o la ghici și am luat-o bine, se pare. A, uite, aici e casa, pe dreapta. Nu, pardon, nu e asta, cealaltă. Da, aici ne băgăm. Nu mușcă! Nu mușcă! Păi dacă nu mușcă, nu lega! De filmar și nimic n-am pus. N-am avut timp să editez nimica. Ai, dar ce mari-s roșiile. Curaj, curaj. Curaj, curaj. Iute, mă. Pare că se întind. Uite, au și bubunele. Vezi, aici se face mult mai repede decât da, afară. Să vezi afară. Da, și afară. Și afară ai. O să mi se facă repede și afară. Super. Copăceii de acolo sunt ok, toți. Ăștia? Da. Ăștia-s rodie. Rodie. Aha. Ai avut vreodată sau nu, că-s prea mici? Anul viitor, dacă face. Trebuie să mă rupă. Super. Ia uitați, oameni buni aici, ce muncesc cu oamenii ăștia. Permacultură. În adevăratul sens al cuvântului. Hai zile la prietenii noștri. Câți ani ai? Și cum te numești? Cățelușa care vine, cum se numește? Bela? Beia. Beia? Aoleu, vine către mine. Să fii cu minte. Da, mami, da. Să fii cu minte, mamă, da. Cred că te dai tu la șoșonii mei. Cu blană, la șlapii mei. Ce faci cu cauciucurile astea? Să le vopsească, să bagi niște pământ în ele. Așa, și pui. Și eu trebuie să găsesc. Nu, mă, flori, să mor de nu pun și salată. Ei, și din alea, că eu n-am loc. Ai lobodanul ăsta? Da, îl aud avionul. Lobodă, uite, lobodanul ăsta niciun vecin nu are. Dar nu ai multă. Nu. Și eu o las de sămânță ce-am pus. Am cumpărat. Știi cu cât se vinde? Legătura cu un leu și trebuie 10 legături să faci o ciorbă cât de cât, să mânce 4 inci din ea. De? Foarte scump. Așa scumpă-i. Da. Exact. Deci mie mi-a picat fața. Am o grămadă de sămânță acolo, dacă vrei să dau să spui la mine. Am pus și eu sămânță. Am pus numai că nu a ieșit anul ăsta. Și livada ta e foarte frumoasă. Uite. Eu anul trecut am avut lobodă de nu știu ce să fac cu ea. Așa și la vecinii mei. Lobodă a fost din abundență anul trecut. Simona? Da, dragă. Da, avionul merge foarte sus. Asta este salata care am primit-o de la Ciprian și de la Nicoleta. Zici că e spanac. Seamănă cu spanacul nostru, deși zici că e salată un soi de Spania. Dragii mei, cam
asta a fost pentru ziua de astăzi. Mulțumesc frumos pentru vizualizare. O zi bună să aveți!